Bună seara și bine ați venit la o nouă conferință Edictum, de altfel prima conferință din anul universitar 2016-2017. Și în această seară am deosebită plăcere să introduc vorbitorul nostru, și anume pe domnul profesor universitar dr. Dănuț Jemna. Dânsul mi-a fost profesor în București la Institutul Teologic și desigur mă leagă ceva de dânsul, cursul predat acolo, cursul de patristică. Aș vrea să vă spun în cuvinte simple câteva lucruri despre el. În anul 2003, domnul Jemna își obține doctoratul la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. 10 ani mai târziu, în anul 2013, domnul Dănuț Vasile Jemna își obține doctoratul în teologie în cadrul Facultății UBB, da, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. Așadar, vorbim despre un profesor universitar, doctor de două ori, foarte interesant, doctor în statistică și doctor în teologie. O combinație pe care eu o găsesc destul de interesantă, pentru că este o combinație între cifre și teologie. Și poate că una dintre întrebările pe care ne-o punem e ce legătură au cifrele cu teologia. Ei, eu sper că în această seară vom reuși să vedem legătura aceasta, în mod special în ceea ce m-a surprins pe mine în anii mei de studenție, în cursul de patristică predat de domnul Dănuț Jemna la București, și anume pasiunea sa analitică în a observa, în a se adânci în învățătura părinților bisericii. În această seară, după cum bine știți, tema conferinței este Sfântul Irineu de Lyon între Dumnezeul filozofilor și Dumnezeul credinței. Tema aceasta aduce în discuție o problematică deseori întâlnită de-a lungul istoriei, și anume relația dintre rațiune și credință. Și cred că vom avea foarte multe de învățat în această seară, îndeosebi datorită faptului că pasiunea pentru teologie vine în urma pasiunii pentru statistică, ceea ce mi se pare foarte interesant și cred că va da ne va da o gustare intelectuală aparte în această seară. Așadar, haideți să-i spunem un bun venit domnului profesor Dănuț Jemna. Bine ați venit la Edictum! Bună seara și mulțumesc frumos pentru prezentare, dar și pentru invitația de a fi în această seară cu dumneavoastră la o nouă întâlnire, o nouă conferință pe care vă felicit că o organizați aici, și inițiativa mi se pare extraordinară de a avea în spațiu universitar, de a avea în spațiu academic ocazia să aducem în discuție subiecte care vin din reflexia, din interesul nostru pentru credință, din dorința noastră de a pune în dialog credința cu problematica lumii în care trăim. Suntem într-o lume care se schimbă tot mai cu o viteză tot mai mare și această dinamică ne solicită și pe noi din punct de vedere și intelectual, dar ne solicită și credința, și ne dorim cu toții să avem și răspunsul, să avem și posibilitatea să avem locul sau oamenii cu care să dialogăm, cu care să interacționăm. Nu am pretenția că o să
aduc astăzi foarte multe lucruri noi sau extraordinare pentru dumneavoastră, dar fiind invitat am răsus cu plăcere pentru că mă interesează tipul ăsta de abordare, mă interesează să reușim în spațiu public să readucem în discuție sau să readucem la masa dialogului tipul de cunoaștere care în ultima vreme a lipsit, cunoașterea religioasă, cunoașterea teologică, deși poate între cele două există nuanțe, am să revin poate pe parcursul conferinței, când s-ar putea să nu fie același lucru. Dar interesul nostru creștin, evident, este un interes care ne solicită să nu rămânem în afara agorei, să nu rămânem în afara problemelor zilei, să nu rămânem în afara lucrurilor arzătoare și sper că acest temei, această nevoie, acest impuls a generat și conferința de aici, nu asta, ci întreaga abordare cu toți invitații care au fost. Ar fi fost interesant pentru mine să fac un fel de joc sau un fel de știu, interacțiune cu dumneavoastră, dar știu că nu e posibil. De exemplu, m-ar fi interesat foarte tare ce v-a atras la această conferință, la acest titlu. V-a interesat numele Sfântului Ireneu? V-a interesat sintagma a doua care pune în dialog, așa am formulat, Dumnezeul filozofilor și Dumnezeul credinței? Vi se pare ceva interesant, actual sau e exotic? E o temă pentru specialiști, pentru domnii de la filozofie sau pentru domnii de la teologie și domnișoare? Mă refer la domnii profesori sau la studenți sau știu eu. Vreau să vă conving în prima parte a conferinței mele prin câteva exemple. O să mă opresc la trei exemple pentru că nu avem foarte mult timp. Vreau să vă convinc că avem de-a face cu o temă foarte importantă, foarte actuală și care merge jos până la orice, oricare dintre noi. Că nu e vorba de o temă pentru specialiști, deși ei o discută sau pot discuta foarte ușor. Așa cum a anunțat deja prezentatorul, de fapt această temă pe care m-am propus să ascundă un raport sensibil, fragil, care este cel dintre rațiune și credință. Nu știu cât de familiari sunteți cu această tematică, cu acest raport, cu această abordare, dar vreau să vă arăt, spuneam prin introducerea și apoi prin exemplul Sfântului Ireneu, că avem de-a face cu o chestiune importantă, actuală, care este la baza credinței noastre, la baza experienței creștine a oricăreia dintre noi. Haideți să vedem exemplele. Vreau să pornesc cu un exemplu din teologia și antropologia contemporană. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți sau aveți cunoștință de ceea ce se numește curentul de gândire neopatristic. Nu știu dacă vă spune sau nu ceva. Dar am să explic despre ce este vorba. Este vorba despre un grup de teologi, catolici, ortodoxi și protestanți, care au redescoperit în secolul trecut, în secolul 20, gândirea Sfinților Părinți, a părinților bisericii. Și ei au încercat pe aceste baze să construiască un sistem teologic coerent. Și ceea ce e interesant pentru noi, pentru români, este că avem un exponent acestei școli, care este profesorul părintele Dumitru Stăniloae. Când citim lucrările lui, ne dăm seama că sistemul lui de gândire, sistemul lui teologic a avut un input, a avut o infuzie puternică dinspre filozofie. Fără filozofii secolului 20, care au creat așa numitul curent personalist, acest curent neopatristic poate că n-ar fi fost posibil sau n-ar fi fost în această variantă. Și iată că avem de-a face cu un curent teologic, cu teologi de marcă în secolul al XX-lea, care au readus în discuție probleme importante și că asta a fost posibil pentru că a existat un input, a existat un, spuneam, o infuzie dinspre gândirea filozofilor. Stăniloae însuși menționează sau face trimitere la oameni precum, la filozofi precum Gabriel Marcel sau Martin Buber, poate autori cunoscuți pentru dumneavoastră. De asemenea, tot în gândirea secolului 20, Papa Ioan Paul al II-lea face deseori trimitere
la nevoia noastră de a, la nevoia asta urgentă, acută, de a aborda o problematică foarte sensibilă care generic se numește capitolul de antropologie sau vorbim despre întrebările legate de natura, destinul, locul omului în lume. Aceste întrebări despre om devin tot mai acute pentru că și provocările care le simțim sunt pe măsură. Avem de-a face cu genetica, avem de-a face cu medicina, avem de-a face cu tehnologia, comunicarea, lucruri care ne restructurează permanent viața. Aceste provocări cer răspunsuri. Ioan Paul al II-lea a fost și teolog și filozof și el spune că putem aborda problemele acestea acute despre noi, despre ființa noastră, cu ajutorul unei poziții teologice și antropologice pe care o numește personalism antropologic, care e legat de același curent neopatristic. Ori, o asemenea poziție de gândire teologică sănătoasă presupune din nou un dialog cu filozofia. Asta e un exemplu de astăzi, dar poate am să fiu mai convingător cu celelalte două exemple. V-ați întrebat vreodată, de exemplu, cum au predicat apostolii, primii creștini, cum l-au prezentat pe Dumnezeul cel nou, pe Zeul cel nou, așa era înțeles atunci, pe Dumnezeul creștin, într-o lume antică, plină de curente filozofice și de religii care mai de care mai sofisticate. Nu știu dacă v-ați întrebat cum era perceput un astfel de zeu nou. Citim poate cu... Nu putem citi cu aceste întrebări Cartea Faptelor Apostolilor, unde avem celebrul exemplu a Sfântului Pavel în Agora, în discuția cu grecii. Dar vreau să vă spun că ceva se întâmpla când creștinismul se năștea și avea de făcut, de depășit o provocare foarte mare. Imaginați-vă, creștinismul se năștea în cadrul iudaismului. Și în același timp putea să rămână, risca să rămână o sectă iudaică. Nu știu dacă ați auzit de acest gânditor celebru sau dacă ați văzut și este și o ecranizare. Nicos Kazantzakis scrie un roman care se cheamă Fratricizii. În această poveste avem de-a face cu un preot care avea o povară pe umerii lui, era vorba de război civil din Grecia, care se băteau comuniștii cu cei vechi și se omorau frații între ei. Și acest preot are o rugăciune celebră și spune: Dumnezeule, de ce nu ți-e milă de Grecia? De Grecia care te-a luat de mână, te-a scos dintre evrei și te-a purtat prin lume. M-a marcat această formulă, acest autor, care trimite la acest exemplu pe care, al doilea exemplu pe care vreau să vi-l clarific puțin. Așadar, Sfântul Apostol Pavel, geniul creștinismului, iese să predice, să prezinte un nou zeu, o nouă religie și pe de-o parte are de-a face cu lumea politeistă greacă, care promova un Dumnezeu sau promovea o concepție despre Dumnezeu care era din zona mitului și o să ating și asta puțin mai încolo, iar pe de altă parte avem de-a face cu un zeu sau cu un Dumnezeu al lui, a religiei lui, care era un Dumnezeu marginal, local. Dumnezeu evreilor. Evreii nu însemnau mare lucru la vremea respectivă. Cum a fost posibil să naște o nouă religie, să promoveze un nou zeu și totuși să ai un succes așa de mare? Asta e o întrebare care ar trebui să ne ajute să reflectăm asupra unor lucruri care sunt de folos și astăzi. E bine, specialiștii spun că geniul Apostolului Pavel a fost următorul. În momentul în care a predicat despre acest nou zeu, despre Dumnezeul creștin, el a apelat la un instrument și anume a luat o decizie, a optat pentru ceea ce se cheamă generic Dumnezeul filozofilor, pe care îl găsim de la Platon până la Stoici prezentat. Și iată, avem o opțiune curajoasă, aproape nebunească, să te adresezi lumii religioase antice, pline de zei de tot felul, și să promovezi un Dumnezeu care aparține unui registru diferit, Dumnezeul filozofilor. Ce a însemnat această opțiune pentru gândirea creștină, pentru nașterea creștinismului? Păi aș vrea să spun trei lucruri. Această opțiune pentru Dumnezeul filozofilor în cadrul creștin a însemnat renunțarea la toți zeii lumii antice. Zeii antropomorfi, marginali, creați după chipul și asemănarea omului. Imaginați-vă că creștinismul promova un zeu similar. Nu avea niciun succes.
O a doua opțiune importantă, sau un al doilea lucru pentru împrința acestei opțiuni a fost că prin acest instrument, prin acest artificiu, prin această prezentare a Dumnezeului creștin ca un Dumnezeu care vine din registrul filozofilor, a însemnat să accepți sau să promovezi un Dumnezeu universal, care nu mai este local, care nu mai este marginal, un Dumnezeu care este sursa ființei pentru, este sursa tuturor lucrurilor, este, da, sursa și principiul de existență a tuturor lucrurilor și în același timp ceea ce există este într-un raport cu acest Dumnezeu, pentru că această cauză este una rațională, este una intențională. Dumnezeul acesta creează lumea, are o intenție pentru această lume. Nu este o necesitate, nu este un accident. Un al treilea lucru important în această decizie fabuloasă, genială, a apostolului Pavel, a primilor creștini, pentru această opțiune a fost renunțarea la mitos, renunțarea la mituri, la prezentarea adevărurilor fundamentale în spațiul religios, prin această cheie. Probabil că știți, miturile erau povești care încercau să explice lucrurile fundamentale prin această modalitate, printr-o poveste. De exemplu, mitul potopului, care este o chestie cunoscută și o avem și în Biblie. Este o chestie la modă în lumea antică și pe care și Moise o cunoștea, putem spune că a preluat-o și că nu este o problemă dacă a preluat-o. Dar această renunțare la acest mod de a gândi, de a înțelege realitatea, de a renunța la mit, a însemnat să pui ceva în loc. Și asta a însemnat să apelezi la logos, să apelezi la un sistem explicativ pentru realitate, să încerci să explici realitatea printr-o serie de adevăruri, de principii generale, fundamentale. Ei bine, locul comun unde se întâmplă asta era filozofia. Ori, acest exemplu care pentru mine este exemplar, este foarte important, ne arată că la începutul creștinismului, miza de a ieși, miza care era în fața bisericii, în fața acestei noi mișcări, era să producă nu doar o schimbare față de lumea veche, ci să reușească să vină, să câștige teren, să câștige auditoriu, să se impună într-o lume care, dintr-un punct de vedere, murea, din punct de vedere religios, din alt punct de vedere, avea nevoie de această schimbare, avea nevoie de această noutate. Al treilea exemplu este legat de ceea ce moștenim astăzi. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, cei care vă uitați cu atenție la creștinism, cum explicați, de exemplu, de ce există această diversitate creștină? De ce există catolici, ortodoxi și protestanți? De ce creștinismul nu este unitar? Se întreabă foarte mulți oameni. Și vreau să vedem această diversitate, de exemplu, în creștinism, tot printr-o relație cu filozofia. Nu știu dacă v-ați gândit, dar aș vrea să vă arăt astăzi acest lucru, că în creștinism, multe din diferențele, din concepțiile teologice pe care le avem, inclusiv despre Dumnezeu, vin dintr-o influență a filozofiei asupra gândirii creștine. Și vreau să vă dau două exemple importante. Prima este cea care aș numi o a mainstream-ului, care s-a impus în creștinism ca fiind normă, ca fiind dominantă. Și anume este concepția care a definitivat-o, a finisat-o Sfântul Augustin. Pentru Augustin, Dumnezeu este ființa care, pe care el a gândit-o, a înțeles-o cu ajutorul unor concepte filozofice la îndemână. Dumnezeu este imaterialitate, este ființa imoabilă, este unul. Dumnezeul lui Augustin este un Dumnezeu construit după logica filozofiei neoplatonice. După calapotul Dumnezeului lui Platon. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că gândirea la pentru Augustin, dacă vă uitați cu atenție, și vă dau un exemplu la îndemână. Dacă deschideți orice manual de teologie, primul capitol, care se cheamă capitolul despre Dumnezeu, începe cu un subcapitol care se cheamă Atributele Divine. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ce vă spuneam, că gândirea despre Dumnezeu pe care am importat-o în creștinism, pe care am produs-o în creștinism, care vine de la Augustin, este o gândire care pune în centrul realității
o esență, o natură. Dumnezeu este, prin excelență, o esență, așa cum o vedem și la, și la Platon sau la, la filozofi. Esența pură, esența, da, caracteristicile lui Dumnezeu despre care știm, Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, omniscient, sunt niște caracteristici ale esenței divine. Dumnezeul lui, risc asta să spun și nu cred că greșesc, Dumnezeul lui Augustin este Dumnezeul lui Platon, în final. Chiar dacă vă sună straniu, chiar dacă spuneți că e o blasfemie, cum adică Dumnezeul creștin pe care îl știm noi este un produs al filozofiei, s-ar putea ca această teză să țină și să, dacă analizăm lucrurile, să nu fie neapărat, știu, o mare catastrofă, dar în același timp ar trebui să ne asumăm asta. Un al doilea exemplu la care vreau să fac trimitere, tot legat de moștenirea noastră, este cel a unei alte concepții despre Dumnezeu, care, din păcate, nu s-a impus pe mainstream. Nu s-a impus în totalitate în gândirea creștină și nu a intrat ca o normă. Este vorba despre gândirea părinților numiți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigore de Nazias, Grigore de Nisa. Acești gânditori au spus că la baza existenței, la fundamentul întregii realități, nu este o esență, o natură, așa cum este Dumnezeul lui Augustin, Dumnezeul lui Platon în final, ci este o existență. Este vorba despre o schimbare fundamentală de gândire. De exemplu, în lumea antică, întrebarea despre ființă se pune așa, ce este? Ce este Dumnezeu? Ce este omul? Ce este realitatea? Răspunsul care se dădea era simplu. Răspunsul se dădea prin identificarea unei esențe, unei naturi, care, din punct de vedere, să zicem, real, este o abstracție. Esența lui Dumnezeu, caracteristicile acestei esențe. Și cum spuneam, în varianta lui Augustin, dacă noi enumerăm caracteristicile esenței divine, omniscient, omnipotent, omniprezent, am finalizat discuția despre Dumnezeu, am închis-o. Părinții capadoceni au pus în centrul gândirii lor despre Dumnezeu conceptul de persoană. La baza întregii realități este cineva care este, nu o esență. Și această schimbare, această concepție despre Dumnezeu este cea care, spuneam, nu s-a impus, din păcate, și asta e o altă discuție de ce, dar este ceea ce au redescoperit, spuneam, teologii neopatristicieni care, despre care am pomenit în primul exemplu. Ca să închei introducerea și să vă conduc spre Sfântul Irineu și spre tema mea, practic asta este doar introducere, spuneam să încerc să vă convinc că tema și că relația aceasta dintre teologie și filozofie, relația aceasta între credință și rațiune este foarte importantă, foarte actuală. De ce? Pentru că la limită, în final, din exemplele mele, reiese următoarea chestiune. Concepția noastră despre Dumnezeu, ceea ce credem noi despre Dumnezeu, este un produs istoric și cultural și teologic. Vine de undeva această concepție. Nu vă pun astăzi să vă întrebați de unde vine ceea ce știți despre Dumnezeu, de ce ceea ce știți despre Dumnezeu arată așa. Dar vreau să vă spun că întotdeauna teologia sau experiența noastră creștină apare la intersecția multor factori. Este un produs cultural. Și nu cred că este grav și nu cred că este ne la locul lui. Dar este întemeiat, este important să facem, să filtrăm, să analizăm acest produs. Sau să ne punem întrebarea, de ce credem ceea ce credem? De unde vine acest conținut pe care noi îl numim credința creștină? Și am arătat în aceste exemple că, de fapt, mereu a existat o interacțiune, mereu a existat un dialog între filozofii, între gândirea filozofică și gândirea teologică. Și lucrul ăsta e pozitiv. Amintiți-vă prim exemplu. Geniul apostolului Pavel a însemnat să îl scoată sau să promoveze pe Dumnezeul Scripturii, pe Dumnezeul Biblic, apelând la Dumnezeul filozofic. Și a fost o soluție genială. Fără asta, eram acum oameni care învățam ebraica, dacă mai rămânea în istorie această religie. Dar putea să moară ca o sectă iudaică, cum s-a întâmplat cu foarte multe altele.
Dar în același timp o să arăt în această seară că din acest dialog s-au întâmplat și foarte multe lucruri negative. Foarte multe fracturi, foarte multe lucruri care au adus o influență negativă în creștinism. Așadar, există o miză acestei discuții, acestui raport între filozofie și teologie, între credință și rațiune. Pentru că există două riscuri mari, care s-au întâmplat în istorie mereu și care se întâmplă și astăzi. Și o să exemplific. Primul risc este să transformăm experiența noastră creștină, credința noastră în filozofie pură. Și asta s-a întâmplat chiar de la începutul creștinismului. Dacă citiți pe paginile Sfintei Scripturi, această dispută cu gnosticismul, cu această erezie pe care a încercat să o combată Sfântul Irineu, această erezie s-a născut imediat în sânul Bisericii Creștine. Citiți, de exemplu, epistolele Sfântului Apostol Ioan. În aceste epistole, autorul încearcă să vorbească, să atenționeze biserica cu privire la acest nou curent, cu privire la o mișcare în sânul creștinului care se prindea creștină, dar era, de fapt, o filozofie pură. Ce înseamnă pură filozofie? Înseamnă că acest raport fin, acest raport sensibil, care a trebuit să rămână în echilibru, în armonie, între rațiune și credință, s-a fracturat. Și asupra acestei ecuații eu vreau să vă atrag puțin atenția, pentru că în momentul în care se fracturează, avem ceea ce se cheamă o debalansare, avem ceea ce se cheamă o ducere la extrem a lucrurilor. Și asta s-a întâmplat, de exemplu, în cazul gnosticismului. Creștinismul a devenit filozofie. Și ăsta este un lucru rău pentru că este altceva. Nu este experiență religioasă sau nu este cunoaștere religioasă sau nu este ceea ce ne dorim sau ceea ce ar trebui să fie. De asemenea, avem și lucrul ăsta s-a întâmplat mereu în istorie. Discutam înainte de a începe cu organizatorii. Avem un exemplu foarte recent. Toată lumea a auzit despre teologia liberală. Da sau nu? Păi ce a făcut teologia liberală? Ce este teologia? Este filozofie. Pentru că tot ceea ce nu încăpea în registrul enunțurilor raționale, de tip filozofic, adică minunile, nașterea din Fecioară, lucrurile care țin de actul credinței, da? De celălalt termen din ecuație, toate lucrurile astea au fost eliminate. Și ne trezim că avem, de fapt, din creștinism a rămas doar un set de enunțuri raționaliste care puteau să fie îngurgitate de omul modern, de omul luminilor. Este, da, un exemplu foarte recent când credința se transformă în filozofie și asta se întâmplă, da, în proximitatea noastră și se întâmplă, credeți-mă, și în forme mult mai brutale sau mult mai simple. Asta este un curent teologic, a fost o chestiune nu la scară sau care a avut vizibilitate. Dar gestionarea acestui raport, acestei relații, este o poveste care ar trebui să ne preocupe, asupra care ar trebui să insistăm. De asemenea, și n-am terminat cu celălalt risc, este cealaltă extremă. Când fracturarea acestei relații duce la pierderea de tot a raționalității în cadrul experienței noastre creștine. Când credința sau experiența noastră creștină se transformă în religiozitate pură, în pietism, într-o experiență izolată, ruptă de realitate, care nu este altceva decât da, o lume în sine și deseori în lumea creștină sau în experiența creștină avem asemenea ipostaze și n-aș greși dacă aș pune la acest capitol orice formă de fundamentalism. Pentru că orice formă de fundamentalism este o renunțare la logos în favoarea mitosului, în favoarea exacerbării trăirilor religioase, care de multe ori frizează cu iraționalitatea, cu lucruri din zona aceasta. Ceea ce vreau să spun, și am încheiat introducerea, este că în momentul în care se fracturează acest raport între credință și rațiune, se întâmplă un lucru grav care s-a întâmplat în istoria recentă a creștinismului. Această fractură duce la o alta, care înseamnă izolarea religiosului, izolarea cunoașterii religioase de adevăr, de ieșirea cunoașterii religioase de la masa dezbaterilor puternice, arzătoare, care se dă mereu în lumea noastră. Și asta se întâmplă tot din modernitate. Teza mea este următoarea.
Că dacă biserica, noi ne-am plâns mereu că Dumnezeu a fost exclus din spațiul public. Noi ne plângem mereu că credința creștină a fost aruncată în privat, că este o poveste despre care trebuie să vorbești acasă, nu la universitate, nu în spațiu public. Dar vreau să spun că lucrul ăsta s-a întâmplat în cea mai mare parte din vina bisericii. Asta e teza mea. Degeaba noi tot timpul dăm vina pe iluminiști, dăm vina pe sistem, dăm vina pe Revoluția franceză, că au venit cu tăvălugul și au creat secularizarea lumii. Vreau să spun că asta s-a întâmplat pentru că biserica în existența ei de atunci și numai de atunci a acceptat asta tacit pentru că a considerat că într-adevăr locul ei nu mai este la masa adevărului. Că nu are nimic de spus, că de fapt cunoașterea aceasta, această cale de cunoaștere pe care o numim cunoașterea religioasă, unde funcționează nu doar credința, ci cuplul credință-rațiune, că acest tip de cunoaștere este nesemnificativ, că acest tip de cunoaștere nu este valoros și că trebuie să lăsăm locul doar științei sau doar filozofiei. Și lucrul ăsta se vede. Când adevărul este definit doar de știință și de filozofie, vorba lui Dostoevski, parafrazând, este posibil orice. Și asta este ceea ce s-a întâmplat în diverse forme, cum spuneam, fie într-o extremă, fie în alta, când acest cuplu se rupe. De ce Sfântul Irineu? Aș vrea să răspund și la această întrebare puțin. Și de ce acest autor contează astăzi sau contează în această dezbatere? Păi ca să răspund, aș vrea să vă invit și la un exercițiu de reflexie, să vedeți puțin ceva din culise. Nu știu cât știți despre ceea ce se întâmpla în secolul II cu biserica sau cu lumea antică, dar aș vrea să vă coronez în două, trei propoziții. Biserica era lovită de prigoana Romei, asta știm, din exterior, dar nu doar de Roma. Creștinii erau prigoniți și de greci, și de celelalte religii, și de evrei, toată lumea din exterior era o presiune asupra ei. Nu stătea bine nici în interior. În interior avem câteva erezii nimicitoare, gnosticii, montaniștii, iudaizatorii. De asemenea, biserica era frământată foarte puternic pentru că încerca în acea perioadă să-și sedimenteze un tip de spiritualitate, de etos, într-o lume antică foarte colorată, cum spuneam, să se contextualizeze, să se așeze. Și avem foarte multe frământări în privința asta, că oamenii aveau probleme creștini între ei, că unii credeau sau unii și manifestau credința într-un fel, alții în altfel și așa mai departe. Aș mai adăuga și altele. Nu avem un canon al Scripturii. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce ar însemna experiența dumneavoastră creștină fără Scriptură. V-ați gândit vreodată ce ar însemna? Ei bine, vă trimit în secolul II. Până în secolul IV, biserica nu are Scriptură, dar chiar dacă în secolul IV avem o formă, încă lucrurile nu sunt limpezi. Deci nu avem canon al Scripturii, domină foarte mult oralitatea, tradiția orală și în același timp încep să circule o grămadă de cărți care smintesc oamenii, inclusiv pe creștini. Și astăzi îl numim cărți apocrife, cărți care promoveau tot soiul de fantasme și multe erau semnate cu numele apostolilor. Deci avem un astfel de cadru. Aș mai continua. Avem un gol imens lăsat de moartea apostolilor, de autoritatea lor. Ei au dispărut. Ei au enunțat că vine sfârșitul lumii și n-a venit. Și biserica intră într-o soi de derută, nu mai are răbdare. Ce se întâmplă? Avem de face cu o tranziție dureroasă, dificilă a bisericii. E bine, într-un astfel de context apare acest om providențial. Nu e singur, dar este în obiectivul nostru în această seară. Acest om providențial care vine și oferă răspunsuri sau vine și oferă ceva ce biserica avea nevoie. Ce avea nevoie biserica atunci? Avea nevoie de răspunsuri coerente la întrebările ei. Avea nevoie de o formalizare a credinței, cum spuneam, de logosul credinței, ca să poți face față tuturor acestor idei care se prindeau creștine, filozofie, ereziile care erau și așa mai departe. Și de a construi o identitate solidă ca să poți să-ți asumi tot acest travaliu, această trecere, această tranziție, această criză prin care trecea biserica. Bine, Sfântul Irineu face asta. Este modelul, dacă vreți, omului complet.
Și avem de învățat enorm de mult. Deci dacă vreți să citiți biografii serioase ale oamenilor care să vă ajute să vă stimuleze, să încercați să urmați modele autentice. El este un om complet pentru că îl știm, tradiția bisericii spune că a sfârșit ca martir. A fost episcop al bisericii din Lyon și a dat viața pentru biserica lui, pentru turma lui, dar în același timp a fost o minte genială, a fost un tip care a reușit să lupte cu cel mai feroce sistem eretic care s-a inventat atunci, în secolul I, și care a durat multă vreme, și o să vă arăt că de fapt n-am scăpat de el nici astăzi, și că a avut curajul, a avut geniul, a avut creativitatea să vină cu formule teologice, să pună în scris, să ne dea bisericii un conținut care este, cum spuneam, logosul credinței, care să susțină credința ca etos, ca experiență, ca raportare la divinitate, astfel încât să se contureze tot mai bine ceea ce înseamnă pentru noi creștinismul, raportarea la Dumnezeul biblic, la revelația biblică. Cine a fost Sfântul Irineu? Câteva date biografice pe scurt și ceva despre opera lui. Nu avem date certe despre nașterea lui, despre locul, despre anul, dar avem câteva date indirecte, parecum, pentru că numele lui sau viața lui, tinerețea lui este legată de un alt mare om al bisericii, de Sfântul Policar. Probabil că ați auzit, dacă nu vă invit să citiți actele martirice. Apropo, în paranteză, cineva a fost întrebat odată ce ați recomandat tinerilor să citească. Și culmea în lista scurtă sau printre primele cărți era nominalizată și această carte numită Actele Martiricilor. Și, sigur, un tânăr s-ar întreba de ce aș citi Actele Martirice? Pentru că acolo aveți exact modelele de forță, oamenii compleți de care vorbeam, și unul dintre este Sfântul Policarp. Acest Policarp a fost ucenicul Sfântului Ioan, ucenicul Domnului. Irineu este ucenicul lui Policarp. Iată, suntem cumva la a doua generație de ucenici de la Iisus. Și se pare că această relație duce la presupunerea că Sfântul Irineu s-ar fi născut la Smirna, în Asia Mică, unde a activat Policarp, undeva în jurul anului 130, dar datele nu sunt certe. În schimb, avem câteva date certe despre activitatea lui Sfântului Irineu și aș vrea să punctez câteva lucruri de aici, câteva ca exemplu care să ne încurajeze, să ne facă o idee despre personalitatea lui. De exemplu, nu știm cum a ajuns la Lyon. Lyon este în Franța, Galia, și din Asia Mică, sigur, nu e o distanță foarte mică. Aceste drumuri se parugea foarte greu și cu atât mai puțin să pleci din Asia Mică, dintr-un spațiu cultural în altă lume, în Europa. Nu avem date, sunt doar ipoteze și nu vreau să insist pe asta. În schimb, avem câteva date certe cu privire la ceea ce s-a întâmplat în activitatea lui la Lyon. De exemplu, în anul 177 ne spune Eusebiu de Cezarea, un istoric al bisericii, important că el a fost trimis de la Lyon la Roma cu niște scrisori, cu niște documente și în acel sens să prezinte la Roma situația bisericii din Galia, confruntată cu montanismul, confruntată cu gnosticismul, confruntată cu alte probleme și, sigur, cu prigoana. În scrisorile de acreditare reiese foarte clar că Sfântul Irineu era un personaj prețuit în Galia, la Lyon, și că personalitatea lui deja își spunea cuvântul în ceea ce activa. Când se întoarce de la Roma, găsește o tragedie, episcopul de Lyon moare ucis ca martir de romani, astfel că el este așezat pe scaunul episcopal. Devine, da, capul bisericii din Lyon. În această perioadă, cât el a fost episcop, se pare că a murit undeva în anul 202. În această perioadă se remarcă, și aș vrea să spun doar două exemple. Un exemplu celebru este așa numita controversă pascală care a avut loc în perioada respectivă. Ce înseamnă asta? Bisericile din Asia Mică și cele din Roma au avut o dispută atât de aprinsă, încât cei din Roma au decis să excomunice pe cei din Asia Mică. Și tema era banală. Data Paștelui. O chestie care e foarte actuală, de altfel. Întrebați-i și pe ortodoxi și pe catolici
Și o să ajungem că, o să înțelegem că istoria se repetă și că n-am progresat în direcția asta aproape deloc. Sfântul Irineu intervine în această poveste, chiar numele lui înseamnă făcător de pace. Asta e interesant. Este un mediator important în această controversă și el spune, oameni buni, ce e mai important? Faptul că realitatea ne împinge la o diversitate de expresie a credinței sau să fie biserica un monolit, o chestie fără, da, culoare, fără prezență, fără contextualizare. Și spune, uitați-vă ce se întâmplă. Biserica trăiește credința într-o diversitate în toate provinciile romane, în Asia, în Europa, dar ceea ce contează este că aceleași biserici trăiesc într-o unitate a credinței care vine de la apostoli, într-o tradiție care a prezervat, care a dat continuitate unui conținut, unui miez, care ăla este important. Și asta este o invitație interesantă la a înțelege ce înseamnă diversitatea experienței creștine, multiplicitatea expresiei creștine în lume și, pe de cealaltă parte, această unitate a conținutului credinței. O a doua, încă un lucru pe care vreau să-l menționez este legat de lupta lui cu gnosticii. În Lyon nu avem date foarte multe despre numărul lor sau despre impactul lor, dar ce este foarte clar este că Irineu a dus toată viața lui ca episcop o luptă aprigă împotriva acestei erezii. Dovadă sunt lucrările lui și aș vrea să vă spun foarte puțin și ceva despre lucrările lui. Din păcate, din multele lucrări despre care pomenește din nou Eusebiu din Cezaria, din aceste multe lucrări nu s-a păstrat decât două. Despre una, sau una a fost cunoscută de istoria bisericii și a fost folosită, iar una dintre ele a fost descoperită foarte recent, abia în anul 1904 în Armenia, într-un manuscris în armeană veche care a fost tradus și care lucrarea se numește aceasta a doua demonstrație a propovăduirii apostolice. Este un mic catehism pe care Sfântul Irineu l-a scris ca să fie la dispoziția creștinilor cu principalele articole de crez, începând cu cele despre Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și apoi cu celelalte legate de creație, cădere, întruparea Mântuitorului și așa mai departe. Este un prim catehism pe care îl avem în istoria bisericii și care e la îndemână și ne este util. A doua lucrare, care se cheamă Contra ereziilor, a rămas cu acest termen scurt în memoria specialiștilor, Adversus Hereses, termenul așa apare în toate lucrările de specialitate, în versiunea aceasta latină. De fapt, cartea aceasta este o carte mare, este o lucrare masivă, în 5 cărți, care a rămas pentru noi doar într-o traducere în limba latină. Această carte trădează puțin ceva din metoda și din geniul Sfântului Irineu. Avem de-a face cu o intuiție, cu o sclipire a omului care gândește și înțelege. Și anume, este vorba despre următoarea analiză. Filozofia, dacă este o construcție umană, are limite. Nu poate să fie, are puncte slabe, are limite, nu poate fi perfectă. Dacă e vorba de erezie, o erezie nu numai că are limite, are sigur în interior, pentru că erezia promovează un fals. Un fals inclusiv la nivel filozofic. El a spus așa, dacă lucrurile sunt așa, înseamnă că în orice erezie trebuie să existe o slăbiciune la nivelul logicii, la nivelul conținutului. Fie derivăm din acea erezie enunțuri care sunt false, care sunt problematice din punct de vedere logic, fie în construcția chiar a sistemului găsim asemenea lucruri de inconsistență. Și atunci, metoda este simplă. Și această metodă a Sfântului Irineu a rămas normativă pentru întreaga patristică. Nu e suficient să vii cu antiteză la o teză a cuiva, cum facem deseori. Deci eu spun un lucru, tu spui alt lucru și fiecare zice care are dreptate. Sfântul Irineu a zis, trebuie întâi să cunoaștem foarte bine adversarul. Asta este o lecție fantastică în orice domeniu, dar mai ales când e vorba de dezbatere. Trebuie să cunosc foarte bine adversarul, trebuie să știu foarte bine sistemul, să încerc să-l deconstruiesc din interior și să arăt că e fals. Și premiza este optimismul acestei premize este clar.
fiind o erezie, undeva există o hibă, undeva există o problemă, trebuie să o găsim, trebuie să fim deștepți, trebuie să fim mai deștepți ca adversarul. Și asta se vede la Sfântul Irineu. Practic, în primele lui două cărți, el prezintă și analizează, demontează gândirea gnosticilor. În celelalte trei cărți, prezintă teza lui. Dar după ce a făcut această deconstrucție, și asta este, spuneam, genial, asta este esențial, este o invitație la a dialoga, la a face un demers care este pe măsură sau care este cel bun. Pentru că în momentul în care baci capul în nisip, în momentul în care blamezi, condamni, spui, băi, următoarea teză sau următoarea credință sau următorul crez nu este bun. Nu rezolv nimic cu așa ceva. Haideți să vă fac și eu o mică provocare cu privire la această poveste a gnosticilor. Vă spuneam la un moment dat că gnosticismul a dispărut. Și vreau să vă dau câteva exemple din propria bucătărie, dacă vreți. Din propria casă, din propria biserică, din propriul oraș, de unde vreți. În esență, filozofia greacă a oferit credinței creștine o înțelegere dualistă asupra realității. Ce înseamnă asta? Și eu o să explic puțin mai încolo. Dar, în esență, dualismul a însemnat că există două realități, dintre care una este cea bună, cea perfectă, care este realitatea divinului, esența aceea pură a filozofilor de care spuneam, și tot ceea ce este de altă esență, tot ceea ce nu încape în această realitate, este în mod necesar inferior și rău. Și vreau să vă dau câteva exemple. Ceea ce a rămas bine înfipt, creștinismul a fost atât de amprentat de dualismul gândirii grecești, de dualismul acesta filozofii, de acest mod de a înțelege realitatea, încât rădăcinile acestea nu au fost îndepărtate niciodată. Și vă dau un singur exemplu, că n-am timp. Ierarhizarea realității. Această viziune, în mod clar, ierarhizează lucrurile. Sunt lucruri care sunt superioare și inferioare. Și asta se întâmplă la foarte multe niveluri. Și vă dau un exemplu. Sunt foarte mulți creștini astăzi care consideră că în Dumnezeu există ierarhie, că Tatăl este mai mare ca Fiul, că Fiul este mai mare ca Duhul Sfânt. Și această înțelegere vine de aici, din această înțelegere dualistă și ierarhică a realității. De asemenea, deci, inclusiv cu privire la divinitate, și în divinitate există ierarhie, dar lucrurile merg mai jos. Sufletul este superior trupului. Recunoașteți asta? Concepția asta, că sufletul este superior trupului, că bărbatul este superior femeii, recunoașteți chestiunea asta zi de zi, numai femeile dau din cap că da, că religiosul este superior oricărei activități din viața noastră. Că a merge la biserică este mai important decât sportul, mai important decât a merge la un film și credeți-mă dacă spui asta, e blasfemie. Dar asta vine tot de acolo, că există lucruri care sunt în mod necesar, în mod absolut, superioare altora și că doar respectând această ordine intri în normalitate. Ori implicațiile sunt fantastice. Discriminarea de gen de unde vine? Păi dintr-o asemenea concepție că bărbatul este superior femeii și că el trebuie să-și ia tributul mereu oriunde ar fi. De asemenea, neglijarea trupului, condamnarea trupului și a nevoilor lui, irresponsabilitatea față de creație, sunt elemente care vin dintr-o asemenea concepție. După noi potopul. Ce ne pasă că planeta moare? Ce ne pasă că distrugem tot în jurul nostru? Nu ne interesează. Oricum, materialitatea lumii acestea este un rău. Trebuie să scăpăm de ea. Într-o zi va arde. Ea trebuie să dispară. Este o mentalitate foarte puternică înrădăcinată în creștinism și care nu are niciun fel de a face cu Scriptura, cu revelația biblică, cu creștinismul. Dar ele sunt la ele acasă, în biserica noastră, în casa noastră, în comportamentul nostru, în înțelegerea noastră. Și, credeți-mă, aș face o conferință numai despre asta, să vă arăt cât din creștinismul nostru este filozofie greacă, cât din creștinismul nostru este gnosticist, cât din creștinismul nostru este, influențe străine care noi nu le-am decantat niciodată. E suficient să te duci la o mormântare sau la o nuntă să vezi cât păgânism
câtă... Și ideea este că nu neapărat, eu nu vreau să, ca să fiu înțeles, eu nu vreau să dau cu pietre în lucruri din zona aceasta a manifestării credinței, a ritului, a lucrurilor care țin de viața noastră, de expresia noastră, de creativitatea noastră. Vreau să spun că sunt lucruri absolut diferite. Una este să te postezi sau să pui asemenea expresii ca normă de adevăr și să le impui altora, și alta este să le așezi la locul lor care țin de normalitatea experienței noastre, spuneam, da? De dinamica, de diversitatea ei. Cum arată Dumnezeul gnosticilor? Păi, probabil că ați auzit și asta, dar foarte mulți dintre dumneavoastră poate că v-ați lovit vreodată de următorul tablou. De ce e o discrepanță așa de mare între Dumnezeul Vechiului Testament și Noului Testament? V-ați întrebat vreodată? Și ați găsit vreo soluție? Gnosticii ziceau așa, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu inferior, este demiurgul lui Platon. Este un zeu pătimaș, gelos, se supără rapid, taie și spânzură. Deci este un tip, în mod clar, inferior, pentru că adevăratul Dumnezeu este de neatins în această zonă a pasiunilor, a expreselor de acest tip. Gnosticii care, sigur, considerau pe filozofia greacă, au făcut această distinție. Dumnezeul Vechiului Testament este demiurgul lui Platon, adică o ființă inferioară. Dumnezeul adevărat este o ființă transcendentă, ființa aceea pură, esența aceea de neatins, de necunoscut, din care vin toate, dar care toate acestea sunt departe de el și el rămâne acolo. Gnosticii au încercat să rezolve o problemă care e o problemă fundamentală și în creștinism. Și pe care a discutat, am înțeles aici, domnul Pleșul. Cum e posibil rău? Cum e posibilă realitatea aceasta căzută dacă avem un Dumnezeu bun și perfect? Gnosticii rezolvă problema în felul următor și apoi am să vă arăt cum o rezolvă creștinii în concepția Sfântului Irineu. Ei spun așa, în Dumnezeu, ei operează cu o distinție, Dumnezeul cel care este sursa tuturor lucrurilor, tatăl tuturor lucrurilor, a născut o sumedenie de ființe celeste, divine, care formează ceea ce se cheamă pleroma sau plinătatea divinității. Dar aceste ființe au o problemă, o mică fisură, și anume că aceste ființe nu-L pot cunoaște în totalitatea Lui pe Tatăl, pe Dumnezeul acesta transcendent, care este sursa tuturor lucrurilor. Cu excepția unei singure ființe, care este numită Fiul. E bine, în momentul în care am această fisură, de fapt, sugerează ideea unei structuri ontologice deficitare, că ceva lipsește, că ceva e problematic în această divinitate. Și, de fapt, această problemă este, de fapt, o chestiune care e tipică, din nou, abordării filozofice. Problema acestor ființe este una de ordinul cunoașterii, de ordin gnosologic. E vorba de o stare de ignoranță a acestor ființe celeste care alcătuiesc pleroma divinității, că ei nu pot să cunoască în totalitate pe Tatăl. Și, practic, această ignoranță devine izvorul căderii, devine motorul căderii. Pentru că unul din eoni, numit Sofia, nu la întâmplare, evident, are o pornire de aceasta de a îl prinde pe cel necuprins, de a-l cunoaște pe Tatăl. Și această pornire se transformă într-o pasiune, pentru că asta este imposibil. Iar această pasiune a ei a însemnat, de fapt, nașterea a ceea ce gnosticii numesc unor substanțe, unor esențe inferioare. Practic, avem de-a face cu niște emanații, cu niște lucruri care emană din pleroma, din ființa divinului, dar care se desprinde ea și sunt substanțe care se concretizează ca esențe inferioare. Practic, v-am spus, gândirea gnosticilor care a încercat să se impună în creștinism vine din filozofia greacă, care ierarhizează sau care înțelege realitatea pornind de la esențe. Și gnosticii au zis, există trei esențe, trei niveluri de realitate. Există esența spiritului, pneuma, care este natura divinului, care este natura lui Dumnezeu. Și a ființelor născute din el. Sau, inclusiv, a ființelor în care divinitatea a pus sămânța divinității. Și o să explic asta ce înseamnă.
Al doilea plan, există o esență sau o natură psihică care se naște din suferință, din pocăință, dintr-un chin al ființei căzute, o să vedem, sau a ființei care se naște din acele emanații care apar sau care se produc în mecanismul căderii. Și planul al treilea, deci planul ăsta psihic, înțelegem, este vorba de zona, psihe este ce numim noi, a zona trăirilor, a experiențelor noastre intenționale, da, sentimentale și așa mai departe, care țin de personalitatea noastră, care fac parte din noi. Și ultimul registru, cel mai de jos, este esența materială, cea mai brută, cea mai barbară, care este născută din pasiune, din alunecarea cea mai de jos. E bine, această structură a realității este convenabilă pentru că ea rezolvă foarte multe din întrebările care le pune și teologia și filozofia. Pentru că este explicativ aparent coerent, clar. Ne spune, există trei esențe și există un destin foarte clar al lor. Ceea ce este de esență divină se întoarce în divinitate, aparține divinul, este etern. Ceea ce este de ordin psihic are șanse să se mântuiască atâta vreme cât se pocăiește. Și în paranteză, vă amintiți de discuțiile din Corint. Pavel folosește termenul ăștia pentru că ei erau deja în Corint și în alte biserici din această influență păgână. Oamenii pneumatici, oamenii spirituali și oamenii carnali și așa mai departe. Sunt lucruri cu care biserica deja se frământa înaintea lui Irineu. Și în final, acest registru, această esență brută materială, lumea materială sensibilă, este destinată pe irii. Asta este concepția lor. Asta vine și de la Platon. Platon zice același lucru, că omul, dacă căderea omului înseamnă că el se află într-o închisoare a materiei a trupului, din care se va elibera într-o zi, și că singura lui problemă este tot o problemă de cunoaștere, de ignoranță. Ca să se mântuiască omul, trebuie să realizeze de gnoză, de cunoaștere și a rezolva problema. Același lucru, gnosticii îl spun și despre oameni. Și n-am timp să explic, dar vreau doar să enunț asta. Ei spun așa, există trei categorii de oameni. Oameni spirituali, oameni pneumatici. Formula o găsim în Noul Testament. Dar ce înseamnă la ei oameni pneumatici? Oameni în care, în procesul creației, au fost creați de Demiurg, care este o ființă psihică, o ființă din rangul 2. Demiurgul a creat lumea materială, omul și tot ce ține de zona psihe, de zona aceasta de rang 2, de esența aceasta. Când au fost creați oamenii, ființele divine au pus în anumiți oameni ceva din esența divină, o sămânță divină, în unii. Aceștia sunt oamenii pneumatici, oamenii spirituali, care sunt oamenii superiori. Ei se mântuiesc, cum zice noi acum, by default, ei se mântuiesc pentru că ei au esență divină în ei, ei se întorc la Dumnezeu și nu trebuie să facă nimic. Există oameni psihici care țin de natura aceasta inferioară și ei se pot mântui cu eforturi multe și cu pocăință și mântuirea lor înseamnă să graviteze în jurul pleromei, să se bucure de o existență, nu se știe dacă veșnică, dar trebuie să facă tot acest efort. Tot ca să corelăm cu paranteza din Corint. În Corint era această dezbatere. Erau unii care se considerau spirituali, aveau cunoașterea, erau mântuiți și erau o altă categorie de creștini care trebuia să muncească foarte mult pentru a-și dobândi mântuirea. A treia categorie de oameni sunt oamenii carnali, oamenii care nu au nicio șansă să se mântuiască. Ei sunt destinați pe irii, pentru că ei sunt din registrul ăsta. Ei, v-am spus această poveste pentru că acum vreau să vă introduc puțin în revoluția teologică sau în ceea ce a făcut Sfântul Irineu. Și vreau să vă puntez doar câteva lucruri care mi se par geniale, esențiale și unele, o să vedeți, o să destructureze sau o să schimbe chiar lucruri pe care dumneavoastră s-ar putea să le ziceți că le știți, că sunt foarte creștini, dar s-ar putea să vedeți că nu e așa. Aș începe cu concepția despre lume, despre realitate. Sfântul Irineu refuză concepția aceasta ierarhică sau concepția aceasta cu privire la trei esențe care compun realitatea. Și el introduce distinția biblică cumva tot între două registre de realitate,
Dar este vorba despre registrul creat și necreat. Este vorba despre ființa lui Dumnezeu și ființa creată. Și noi creștini spunem, Dumnezeu este transcendent creației. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că între Dumnezeu și lume nu există o continuitate de natură. Că lumea nu este o emanație a divinității. Chiar dacă această emanație a presupus nașterea de noi esențe inferioare. Asta este foarte important pentru noi ca și creștini. Lumea nu a apărut ca la Platon sau ca la Gnostici prin opera unui demiurg care folosește o materie primordială, o materie care apare din aceste emanații și din care este creat apoi omul și lumea. Avem două registre, cum spuneam, de la creat și necreat, între care există o prăpastie de netrecut, pentru că ființa creată nu are în ea ceva din ființa necreată din Dumnezeu. În noi nu există o sămânță a divinității. Dar vreau să vă surprindă. Asta este concepția Sfântului Ilineu și mi se pare că este cea creștină. O să continui. Pentru că această transcendență a lui Dumnezeu, o să vedem, nu înseamnă, ca la gnostici, o problemă în interiorul divinității. Pentru că la ei, în primul rând, asta era. În interiorul divinității, Tatăl era transcendent tuturor ființelor divine născute din el. Adică, departe de ei, incapabil să interacționeze, să-L cunoască. Și asta însemna o fisură în ființa divinității. Nu există o fisură în această concepție despre realitate. Că avem creatul și necreatul, două realități, două ființe care sunt absolut diferite și între care nu există, cum spuneam, o continuitate, o scurgere sau o comunicare, da, dacă vreți, de ființă la modul spus așa brut. Un alt lucru esențial este despre concepția Sfântului Ireneu și care mi se pare că concordă cu concepția biblică creștină. În Dumnezeu nu există ierarhie. Dumnezeul promovat de Ireneu, Dumnezeul promovat de creștin, nu este un Dumnezeu ierarhic, ca la greci, ca la gnostici. Avem de-a face cu o ființă plurală, da? O ființă trinitară, și unde termenul de ordine este pe orizontal. Acest Dumnezeu este relațional și în interiorul acestui Dumnezeu fiecare persoană sau persoanele sunt coegale, coeterne și, cum spuneam, motorul experienței interne a lui Dumnezeu, cum ne spune Scriptura, este comuniunea interpersonală, este iubirea, este dăruirea reciprocă. Pe când dincolo, în Dumnezeul celălalt, avem o distanță, o transcendență în interiorul divinității, o ruptură, inclusiv, da, sau mai ales nuanțată această ruptură la nivelul cunoașterii. Pe alocuri am să vă mai citesc câte ceva din sprint, am la îndemână niște pasaje din Sfântul Ireneu. De exemplu, Sfântul Ireneu spune că și nu numai înainte de Adam, ci înainte de toată creația, cuvântul îl glorifica pe Tatăl, rămânând în el, și el era glorificat de Tatăl. Arătând această, nu, această relație de dăruire reciprocă, de coegalitate între persoanele divinității. Avem un Dumnezeu absolut liber, dincolo de orice constrângere, la Sfântul Ireneu, și mi se pare că asta este, din nou, ce ține de credința creștină. Dumnezeul grecilor, Dumnezeul gnosticilor, este un Dumnezeu supus unei probleme, unei necesități. Căderea derivă din sânul divinității. Cumva grecii și explică căderea așa. Ori în gândirea Sfântului Ireneu și în gândirea creștină, da, ființa lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru este, da, dincolo de orice necesitate, dincolo de orice constrângere. Este absolut liber. Dacă aș intra în detalii, aș vrea să vă arăt că Dumnezeul din mainstream-ul creștin, din păcate, nu este așa de liber. Dumnezeul nostru, din nou promovat de foarte mulți dintre noi, Dumnezeul lui Augustin, este un Dumnezeu închis în propria natură, în propria esență, în propriile caracteristici. Avem celebrele sofisme. Poate să facă Dumnezeu un bolovan așa de mare pe care nici el să nu poată să-l ridice? Sunt tip de sofist care vine la această concepție despre Dumnezeu. Poate Dumnezeu să facă rău? Poate Dumnezeu păcătui? Sunt întrebări care n-au nicio logică, niciun sens, dar ele vin tocmai dintr-o asemenea înțelegere a lui Dumnezeu.
Noi l-am definit pe Dumnezeu prin atribuindu-i ceea ce ne lipsește nouă sau excelența pe care noi ne-am dorit-o. Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este bun, Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor. Dar în momentul în care l-am definit așa, l-am pus într-o cutie. Și este un Dumnezeu care este supus propriilor caracteristici. Un asemenea Dumnezeu este un Dumnezeu, da, în mod necesar, limitat, la aceste caracteristici, chiar dacă ele sunt sublime. Sfântul Irineu spune că Dumnezeul creștin este absolut liber, dincolo de orice necesitate, dincolo de orice îngustime. Și că, sigur, în varianta filozofică avem o definiție a lui Dumnezeu, cum spuneam, pornind de la noi. Dumnezeul creștin, pentru Dumnezeul creștin avem niște lucruri în revelație care vin de la El spre noi și nu sunt creația noastră. Înțelegeți diferența? Și că părinții capodocieni pe care vi-am pomenit, îi spun mereu că sunt foarte multe lucruri despre Dumnezeu și despre ființa Lui pe care ar trebui să le cinstim cu tăcerea. Și atât. În momentul în care ai definit toate caracteristicile, toate atributele lui Dumnezeu, ai epuizat subiectul și l-ai făcut pe Dumnezeu servantul ideologiei tale. Un alt lucru important, Dumnezeu nu este o esență, este o existență. Sfântul Irineu are din nou aici o scripire genială și el identifică pe Dumnezeul Scripturii cu Dumnezeul creștin, scoțându-l din esențialismul grec. Dumnezeu este Cel care este, spune Vechiul Testament. Dumnezeu este comuniune, Dumnezeu este iubire. Definițiile date de Scriptură lui Dumnezeu nu sunt definiții ale unor esențe abstrate. Când spui Dumnezeu este iubire, te gândești la o categorie fundamentală care este relația. Iubirea presupune relație. Când spui iubire, nu definești o abstracție, cum am spus, omnipotența, ci vizualizezi înaintea ta un cuplu, cel puțin, da? Cel puțin, relația înseamnă măcar o față către o altă față. De aceea, în gândirea Sfântului Irineu, și să vă dau un citat, am zis că vă mai dau din când în când, comunia cu Dumnezeu este viața, lumina și bucuria tuturor lucrurilor bune care vin de la El. Că slava lui Dumnezeu este omul viu, iar viața omului este vederea lui Dumnezeu. Un alt lucru care mi se pare esențial, am să mai sar, aș vrea să vorbesc puțin și despre creație și despre om. Doar câteva gânduri la Irineu și o să închei, deja am depășit timpul. La greci, căderea este un accident care apare în mod necesar, adică care apare din pasiunea eonilor cerești. La Sfântul Irineu și în gândirea creștină, creația nu este un accident, creația nu este o necesitate. Creația este, nu este o emanație a ființei divine, nu este ceva care apare și nu avem ce face, sau după ce apare încercăm să facem ceva cu ea. Creația este, Sfântul Irineu spune odată, avem această celebră formulă, ex nihilo, creația apare din nimic, Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic. Nu exista nimic înainte de a fi acest registru al creației, este opera lui Dumnezeu și este una intenționată. Această idee că ea este, nu apare dintr-o intenție, în același timp îi adaugă și un scop. Pentru că orice are intenție, are și un scop. Lumea noastră, creația, a fost gândită de Dumnezeu și s-a dat o destinație, s-a dat un scop. Și asta e foarte important și n-o să merg foarte mult pe asta, dar în raport cu gândirea grecilor și în raport cu gândirea noastră de astăzi, unde spuneam că avem foarte multe influențe, dacă ea este opera lui Dumnezeu și este un act intențional, nu este un accident, înseamnă că trebuie să spunem răspicat, lumea, creația, nu este rea, nu are cum să fie rea, este bună. Și dacă este opera lui Dumnezeu și are un scop și are un sens, menirea noastră este să se descoperim asta. Sfântul Maxim Mărturisitor spune, Dumnezeu a pus în lume Hristos, care este Logosul, a pus în toate lucrurile un Logos din El, care leagă realitatea de El. Acest logos din fiecare lucru din creație este o invitație la cunoaștere. Acele realități, ca să descoperi intenția lui Dumnezeu, dar în același timp o invitație la a cunoaște pe Dumnezeu care a dat
un scop acelui lucru. Deci, lumea nu este rea, nu este o materia nu este o realitate inferioară de care trebuie să ne eliberăm, de care trebuie să scăpăm, din care trebuie să evadăm. Creștinismul de se seamănă cu un infern în care trebuie să... Lumea, în multe concepții creștine, este un fel de infern din care trebuie să ne eliberăm, din care trebuie să fugim. Și visăm la o eventuală realitate viitoare. Hai să citesc puțin. Noi păstrăm regula adevărului conform căreia există un singur Dumnezeu atotputernic care a creat totul prin cuvântul său, a organizat și a făcut toate lucrurile din nimic pentru ca ele să existe, după cum spune Scriptura. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile, prin suflarea gurului există toată puterea lor. Din nou, totul a fost făcut prin el și fără el nimic nu a fost făcut. În acest tot, nimic nu este exclus. Tatăl a făcut prin el toate lucrurile, fie vizibile, fie invizibile, fie sensibile, fie inteligibile. Un alt lucru legat de creație. Transcendența lui Dumnezeu, a spus că creația este, între Dumnezeu și lume, există o prăpastie ontologică. Ființa lui Dumnezeu și ființa lumii sunt două realități total diferite. Dar această transcendență a lui Dumnezeu nu înseamnă separarea lui Dumnezeu de lume. Sfântul Irineu și gândirea creștină propune o idee, o înțelegere despre prezența lui Dumnezeu în lume, despre relația lui Dumnezeu cu lumea, care nu este una substanțială, de esență. A fi Dumnezeu în lume, la greci, înseamnă a fi ceva din ființa lui în lume. Acea esență divină, acel scânteie divină care e în spiritul sau în sufletul nostru sau în alte părți. Sfântul Irineu vorbește despre o prezență personală a lui Dumnezeu în lume. Ce înseamnă o prezență personală? Înseamnă o prezență relațională. Și asta vine din concepția lui despre creație. Probabil Sfântul Irineu este cel mai important teolog al creației. Și s-ar vrea să nu greșesc spunând că după el nu avem un altul, din păcate. Pentru că la Sfântul Irineu creația atât de importantă și înțelegerea despre creație e așa de profundă, pentru că ea este cea autentică, este cea biblică. În revelația biblică nu avem, cum spuneam, o creație rea, nu avem un accident, nu avem o necesitate, ci avem un Dumnezeu care este continuu prezent în creație. Și teza cea mai importantă a Sfântului Irineu este următoarea. Că cel care are viața în el însuși, și asta o spune Scriptura, este doar Dumnezeu. Creația primește mereu viața de la Dumnezeu. Și asta este partea ecuației creației. Dumnezeu s-a angajat și asta este prezența personală a lui Dumnezeu în lume. Indiferent că omul acceptă sau nu. Dumnezeu e prezent în lume mereu cu mâna întinsă să ofere viața tuturor. Tot ce există primește mereu viața de la Dumnezeu. Sfântul Irineu folosește un concept foarte interesant care îl numește participare. El spune, ca să existe viața, da? Ca să ai viața, trebuie să participi la ea, să o primești. Noi nu avem viața intrinsecă în noi înșine. Am avea-o doar în concepția grecească. Dacă am avea esență divină în noi. În momentul în care ai esență din Dumnezeu în tine, ai viața în tine, nu o datorezi nimănui. În viziune creștină, viața este un dar. Ceea ce posibilitatea existenței noastre este dată de prezența personală continuă a lui Dumnezeu în lume. Asta înseamnă, stimați invitați, că Dumnezeu n-a încetat, cum cred unii, să nu creeze sau să nu fie în creație, sau că actul creator a încetat vreodată. Prezența lui Dumnezeu în lume înseamnă că este o prezență creatoare. Dumnezeu este mereu în lume ca să-și susțină propria creație, fără această implicare, fără această, totul ar colapsa, totul ar pieri. În același timp aș vrea să tot de la Sfântul Irineu, el vorbește despre o dublă participare a omului și a creației la Dumnezeu și asta în ideea scopului pentru care toate lucrurile au fost făcute. El spune mai ales despre om că noi participăm la viață ca fii ai creației, tot ce există în lumea asta și tot ce ființează primește viața de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut pentru noi oamenii să participăm la viața Lui printr-un salt calitativ, să trecem de la fii ai creației la fii prin adopție, să devenim fii lui Dumnezeu. Să participăm la viața divină
în continuare, nu devenim zei, nu devenim supra-oameni, nu devenim Dumnezei, dar să participăm la această viață pentru eternitate. Asta este scopul creației pentru noi. Și o să trec acum la două chestiuni legate despre om și o să închei. Viziunea despre om a lui Irineu pentru mine este excepțională și ea mi se pare că este o punte, o temelie, ceva pe care putem construi sau de care avem o mare nevoie astăzi în a răspunde la întrebările pe care le avem, pe care ni le solicită societatea despre om. Și vreau să vă dau câteva lucruri foarte pe scurt. În opinia mea, ruptura definitivă de gândirea greacă la Sfântul Irineu se produce prin înțelegerea pe care o promovează despre om. Și o să vă dau câteva coordonate. La Sfântul Irineu, omul nu are în el o parte din ceva din esența divinității. Cum am spus, înțelegerea lui nu este esențialistă despre Dumnezeu, este personală. Deci omul, și noi, mulți creștini spun următorul lucru, că sufletul nostru este nemuritor și asta cred că 90% din creștini sau din sală credeți asta, sufletul este nemuritor. De ce? Pentru că sufletul la creație înseamnă o suflare de la Dumnezeu care înseamnă ceva din ființa lui Dumnezeu care a fost pus în noi. Și de aceea sufletul este superior, etc., etc. Sfântul Irineu a spus așa, nu există așa ceva. Omul este creat și transcendența lui Dumnezeu presupune că între esența lui Dumnezeu, între ființa lui și ființa lumii, nu există o asemenea continuitate. Ca atare, sufletul omului este muritor, nu este nemuritor omul, nici sufletul lui, nu preexistă și că omul, dacă există, cum spuneam deja, el există pentru că primește de la Dumnezeu în permanență viață. Dar tot despre așa să vă citez, că este fantastic acest citat care face trimitere la textul Genezei. Căci așa cum trupul fizic animat de suflet nu este el însuși suflet, ci participă la suflet atâta timp cât Dumnezeu vrea, tot așa sufletul nu este însuși viață, ci participă la viața care o dă Dumnezeu. De aceea cuvântul profetei zice despre primul om, el a fost făcut un suflet viu. Acest cuvânt ne învață că prin participarea la viață, sufletul a fost făcut viu. Ca atare, da, sufletul este altceva și viața este altceva. Prin urmare, dacă Dumnezeu dă viața și durata ei, nu este imposibil ca sufletele, deși nu au existat înainte, să dureze după aceea, pentru că Dumnezeu este cel care dorește ca el să existe și să fie menținut în existență. Aici este marea întrebare a creștinilor. Cum poate să existe un om care este muritor și nu are în el sămânță de divinitate să trăiască veșnic? Și răspunsul este simplu în gândirea Sfântului Irineu. Eternitatea noastră nu este eternitatea unei esențe, din nou, ca în filozofia grecească, ci este eternitatea unei relații. Un Dumnezeu care este etern în el însuși este la dispoziția noastră mereu, va iniția constant pentru eternitate o relație cu noi, iar această relație este viața noastră. Eternitatea este o problemă de relație, nu o problemă de esență, nu o problemă de substanță, nu o problemă de... Că dacă noi am avea în noi esența divină, dacă noi am avea noi nemurirea, concluzia logică este simplă, n-am avea nevoie de Dumnezeu. Nu este limpede? Ori, un lucru aș adăuga, Sfântul Irineu vorbește despre destinul omului ca fiind unul cristologic. Și aici aș mai adăuga ceva cu care iarăși s-ar putea să vă provoc sau cu care pe unii s-ar putea să ne dumeresc. Sfântul Irineu spune așa, dacă ființa omului, dacă omul este creat și dacă omul nu este nemuritor, nu are suflet nemuritor, această eternitate a lui presupune acest tip de relație, dar acest tip de relație are nevoie totuși de o ancoră solidă, de ceva care să poată să susțină de la nivelul umanității acest tip de relație. Pentru că dacă accidentul a avut loc odată, căderea, și o să închei cu povestea asta căderii, nu ea se poate repeta. Dar nu doar asta, e vorba de mai mult. Sfântul Irineu spune și vreau să spun pe scurt, că planul lui Dumnezeu înainte de a fi lumea și înainte de a fi căderea a fost aceea să facă o ființă care să semene cu el, dar în care el să intre,
ca să facă cu putință acest destin veșnic al omului. Noi putem să trăim etern pentru că Dumnezeu ne dă viața, dar în același timp pentru că Dumnezeu vine la noi și se face om. Întruparea, în această concepție, întruparea Fiului lui Dumnezeu nu derivă, nu vine din cauza căderii. Ca să spun invers. Sfântul Irineu și nu este singurul, preia această idee mai târziu Sfântul Maxim Mărturisitorul, și anume, Dumnezeu s-ar fi întrupat chiar și dacă omul n-ar fi căzut. Și întruparea lui Dumnezeu ține cont, spuneam, de această prăpastie. Iubirea lui Dumnezeu pentru om, dorința lui Dumnezeu ca omul să fie veșnic, să trăiască veșnic, nu să fie veșnic prin el însuși, a însemnat decizia lui de a intra în propria creație, de a se uni cu ea și de a-i da un tip de stabilitate care vine tocmai de pe terenul propriei experiențe a lui Dumnezeu ca om. Și dacă înțelegem profund și bine asta, că avem un om între noi care în același timp e Dumnezeu, asta este teza creștină și care e scandaloasă și care merită o altă discuție. Dar asta e miezul gândirii noastre, a înțelegerii noastre despre Dumnezeu și despre realitate. Că e un om între noi care e om, dar în același timp e puțin altfel decât noi. Și ăsta este Dumnezeul omului Iisus Hristos. Închei cu, v-am promis și că vă spun o vorbă despre cădere. La greci, căderea este, și păcatul este o problemă de, spuneam, de care apare odată în structura ființei lui Dumnezeu și ca o neputință a ființelor celeste, divine, de a-L cunoaște pe Tatăl. Și asta s-a transmis și mai jos. Motorul căderii, căderea, păcatul, este ignoranță. Reversul, mântuirea, este gnoza. Dacă ai setul magic de cunoștințe, te mântuiești. Asta este în filozofia greacă, asta este în gnosticism. Sfântul Irineu spune, și asta este important, și probabil că asta a spus și domnul Bleșu, nu știu, în creștinism căderea este un accident, deci în primul rând este un accident, și derivă din actul de libertate al ființei create. Dumnezeu ne-a creat să semănăm cu El, asta înseamnă că ne-am zestrat cu libertate, inclusiv cu libertatea de a întoarce spatele. Ce înseamnă la Sfântul Irineu și ce înseamnă, după mine, în gândirea creștină, căderea, este și termenul biblic care ne sugerează asta. Este o ratare. Căderea este o ratare a destinului omului. Adică, în loc să mergi spre țintă, te duci în altă direcție. Asta e un lucru. Și un alt lucru, căderea este sau starea de păcat este o boală, este o inadecvare a omului în raport cu ceea ce ar trebui să fie, în raport cu ceea ce a fost chemat să fie. Și imaginați-vă simplu, avem ființa divină, cel care ne dă mereu viața, care ne întinde mâna, care e acolo pentru o relație și noi am întors spatele. Dar această întoarcere a spatelui, această fractură relațională nu este doar tot o formă de ignoranță, ci imaginați-vă că dacă noi suntem ființe relaționale după chipul lui Dumnezeu, relația fundamentală pentru noi este relația cu Divinitatea, cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu dă echilibru și statornicie și fundament experienței noastre. De aceea în creștinism e așa de importantă relația cu Dumnezeu, dar trebuie înțeleasă bine. În momentul în care această relație se fracturează, noi ne îmbolnăvim. Noi ne denaturăm propria noastră experiență pentru că această sfârșire care ar trebui să fie reperul, fundamentul, echilibrul experienței noastre, ne dă peste cap, ne face bolnavi. Putem spune, fără a greși, păcatul ne face oameni anormali, ne face să fim inadecvați la realitate, să fim beți, să fim turmentați și să ajungem în final la lucru extrem care derive din asta, care este moartea. Sfântul Irineu este actual pentru că atât această dezbatere cu privire la credință și rațiune este rezolvată maestos, este pusă în locul în care trebuie prin ceea ce a produs acest gânditor, nu doar respingând filozofia grecilor și această erezie, ci pentru că a creat premizele pentru ceea ce înseamnă normalitate și sănătate în experiența creștină. Și această normalitate, această sănătate înseamnă
să păstrăm viu acest echilibru între credință și logos. În momentul în care mergem și debalansăm lucrurile o razna, și exemplul Sfântului Irineu este cel al atât al unei credințe curajoase, angajate. Nu poți să-ți dai viața decât dacă crezi, în opinia mea. Este actul suprem al omului. Sigur că alții se sinucid, dar probabil că funcționează mecanismul tot în parametri similari. Sfântul Irineu și-a dat viața pentru biserică, pentru semenii lui, pentru că credința lui era foarte puternică. Avea această ancoră și funcționa această capacitate, această facultate cu care am fost înzestrați. Dar în același timp, Sfântul Irineu a fost o inteligență scripitoare creatoare, curajoasă, care a atacat probleme reale, care a văzut miza. Pentru că miza este fantastică mereu. În momentul în care credința ta, în momentul în care îți bazezi experiența ta creștină pe un fals, pe o iluzie, pe un set de concepții raționaliste, lucrurile duc întotdeauna la o fundătură, la o criză, la o problemă. Și am mai spus, și nu vreau să închei într-o notă negativă, dar avem nevoie de asemenea experiență, avem nevoie de asemenea personalități, pentru că noi înșine, mereu și mereu, avem aceleași provocări. Provocarea este legată de echilibru acesta sensibil al experienței noastre de ființe, care avem logos și în același timp funcționăm cu această facultate excepțională care este credința. Am încheiat, vă mulțumesc pentru atenție, îmi pare rău că am vorbit așa mult, am prevăzut mai puțin, dar în prima parte cred că am fost mai puțin eficient și sper ca cele prezentate să vă provoace să evaluați asemenea lucruri în propria viață, în propria experiență. Mulțumesc mult!